Alexandra Ducadam s-a căsătorit în 2007 cu Helmut Ducadam, iar la scurt timp s-a născut și fiica acestora, în vârstă de 16 ani, Julian. Acum, vorbește cu durere despre momentele pe care le-a trăit în ultimele zile. Un răspuns exact despre ce s-a întâmplat nu aș putea să dau nici eu. Cert e că toate s-au întâmplat așa. Au venit tăvălug problemele și, de data asta, ne-au luat prin surprindere. Nu am fost pregătiți. Dacă până acum, la operații, la situațiile prin care a mai trecut el, luam în calcul și el lua în calcul varianta asta, a morții, și mă pregătea, de data asta a fost fără preaviz, din păcate. Pur și simplu s-a întâmplat. El s-a internat pentru o durere de spate și de acolo lucrurile au degenerat, referitor la evoluția bolii. Soția marelui Helmut Ducadam susține că durerile au început miercuri spre joi noapte, când l-au luat dureri îngrozitoare la spate. În tot timpul în care a stat internat, a făcut 5 stopuri cardiace, iar la ultimul nu a mai rezistat. Era în putere. Până miercuri spre joi noapte, când s-a internat. L-au luat niște dureri îngrozitoare la spate și am mers la urgențe și, nu știu, infecție, de unde a plecat, unde a migrat și așa mai departe, nu pot să vă spun. A făcut și 5 stopuri cardiace. La ultimul n-a mai rezistat. Atât a fost lupta lui, atât a putut bietul de el să ducă. Soția lui Ducadam a mai transmis oamenilor cum ar trebui să-și aducă aminte de eroul de la Sevilla, nu după evenimentul din 1986, ci după cum l-a întâlnit fiecare. Fiecare om să și-l amintească așa cum l-a întâlnit și ce impresie i-a făcut. Eu cred că a fost un om iubit. Oriunde mergeam, lumea își dorea să-i strângă mâna, cred că a fost iubit. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.